Fără blavată, nu am trebuit. Am votat pentru continuarea proiectului Bistrița Europeană, am votat pentru parteneriatul de dezvoltare a municipiului și a județului Bistrița Năsăud. Am votat plin de speranță și optimism că instituțiile statului pot să fie mai transparente, că banul public poate fi cheltuit în mod chipzuit în interesul cetățeanului. Am votat ca de mâine, 11 iunie, să înceapă punerea în aplicare a proiectelor la care specialiștii care mă înconjoară au lucrat. De la proiectele de infrastructură, la dezvoltarea turismului, la crearea de locuri de muncă și toate celelalte proiecte pe care vi le-am prezentat în luna care tocmai s-a încheiat.